Deci noi am convenit la următoarele. Deci anul acesta, pentru că deja existând acest contract de executare a lucrărilor care prevede executarea într-un termen de 4 ani de zile, noi am zis, ok, rămânem la situația că proiectantul revede proiectul, reproiectăm, adică proiectul este ajustat cu includerea compartimentului restaurarea casei de cultură, pentru că nu vrem reconstrucția, reamenajarea, sau noi vrem să păstrăm identitatea arhitecturală acestui obiectiv și ca monument. El este monument inclus în registru. Deci, noi am convenit la aceea că definitivăm lucrările inginerești, le vedem, arhitectorul ne scoate din caietul de sarcini sau din devizele care sunt lucrările. Cât costă acoperișul, cât costă canalizarea, apeductul, gazificarea. Și acestea obiective sunt pentru ca ea să fie funcțional. Când în interior, în afară de curs și acoperișul, restul este, nu, că acum se lucrează, se forează, asta este procesul care a adus lucrările care sunt executate. Nu de atât că el așa era în starea asta. Deci era același gazon, era amenajat normal, avea un aspect. Da, nu era, pentru că este o construcție veche, dar era funcțională. Deci, modificând acoperișul, conservând sala mare, unde ea trebuie să treacă procedura. Vă rog frumos! Dumneavoastră, nu sunteți expert! Ordinar, vă rog mult, permiteți-mi să vorbesc de fiecare dată. Au obiceiul să... Vă rog mult, doamna primar, m-am ascultat foarte cu atenție și deloc nu uitați. Nu uitați! Ca să ieșiți acum la... La momentul de față, în buget de bază este prevăzută suma pentru definitivarea lucrărilor de gazificare. Pentru că există, cum am zis, este proiectul pentru gazificare, el e separat și el nu este legat de lucrările care se execută în baza achiziției deja derulate. Deci, la achiziția derulată, am zis, trebuie să revedem această achiziție cu revederea și compartimentului de restaurare. Așa am vorbit. Deci, în situația asta, noi suntem capabili să ne acoperim acest volum de lucrări din bugetul nostru. De ce noi trebuie să ne băgăm în banii care sunt prevăzuți de la municipiu? Noi trebuie să vedem... Doamna Svetlana a zis că noi avem apa. Unde? Apa e că e aici. Mai departe, el nu se duce. Ea e blocată, pentru că noi nu avem rezervoarul, noi nu avem rețelele ajustate pe apa de la municipiu. Asta e prioritar. Ce vreau dacă apa e surprinsă? E pune... E pune strugurile de doamna, nu ieșe ce ia la primară, așa tot ea. Doamna Rodica, dumneavoastră nu știu de fiecare zi așa. Noi putem face lucrările de apeduct sau ajustarea, pentru că noi avem de ajustat apeductul. Avem rețele care sunt cu proiect și doar ele trebuie aduse la condiție ca să poată merge pe rețeaua aceea cu proiect, acum nouă, să meargă apa de la Chișinău. Avem sectorul nou, care putem să ducem acolo, să facem proiectare deodată, să începem și să conectăm. Așa, pe sectoare să începem să conectăm. Doamna Rodina, cine o zis că e oprită? Cine împiedică să facem proiectul pe sectoare? Dar nu spune, doamna, să facem populism. Doamna Rodina, ca să înțelegeți, așa e în mod de oprită. Noi avem lucrări interioare, care nu avem resurse a noastră și nu putem. Deci noi avem străzi care sunt începute și au făcut-o numai o etapă. Ele stau așa baltă, treci timpul, ce se întâmplă cu lucrările cele? Ia și așa fie și cu casa de cultură, exact așa. Doamna Rodica, deci au fost investite 7 milioane și nu era posibilă conectare. Așa, doamna primară, eu corect vorbesc. Noi am mers încă o dată la director la canal. Păi uitați-vă la mine, proiectul a fost greșit și deci a fost proiectat terenului care aparțin proprietarii privat. Dar nu era apă aici. Păi, dar nu era conectat la apă. Unde era conectat? Apă unde? Dar eu rămas acolo. Apa este adusă aici, în fața aceea. Și e frumos de apă ce e bine adusă. Cine beneficiază de apă ce e adusă? Domnul consilier, 7 milioane îngropat în pământ. 7 milioane îngropat în pământ. Păi și vina cui este? Proiectatul. Nu mai ieșim. Cine nu acestea? Cineva poate rătărmanul să poate să aducă. Păi dați-mi este apa. Apa asta niciodată n-a să ajungă prin țeava. Și la Dușeni. De ce nu recunoașteți asta? Ce ai făcut? Dar cum să așa? De preproiectare. Păi eu v-am luat. Nu v-am luat asta pentru că doamna Bucată. Eu vreau. Știi că asta e cultură, nu de apă. Știi ce am mai rapidii noștri? Știi ce am mai rapidii noștri? Păi dumneavoastră spune, vreau să spune, vreau să spune, vreau să spune, asta
prioritare să le dăm bani. Păi bani amul la proiectarea a trebuie să facem de asta am vorbit acum. Trebuie să asigurăm apa ca să ajungă la oameni. Eu am vorbit două proiecte paralele. Doamna Svetlana, dumneavoastră a spus una, că noi avem apa, ea că am adus-o de la Chișinău, în ce nu este adevărat. Doi, că nouă ne-e important cultura. Da, este important și noi știm, dar noi o descurcăm aici singur, o aducem la situația care ea să funcționeze. Doamne, vorbesc acum în fața dumneavoastră, limba română sau nu limba română? Păi eu întreb, unde este apa? Doamna Primar, noi am fost împreună și am conectat la punctul de conectare la Antraia. Păi apa aceea o să beneficieze prin proiect. Păi dar trebuie proiect, trebuie bani. Păi și eu, trebuie bani. Doamna Sfântă, ia-ți cunoaște, nu cunoaște, apa și eu a fost adus până la Brușe, dar nu din asta. A fost adus, da, s-a deschis grant și ăla, dar nu și-a documentat. Dar și ești, acum e luat de țavă în exploatare, i-a adus apa și a adus cineva. Dar asta e politic, dar nu a făcut niciun lucru. Deci eu și sunt spuneți-mi dacă eu am înțeles corect. Spuneți-mi, vă rog, dacă eu am înțeles corect de la colega dumneavoastră, dacă corect eu am înțeles, pentru că, de fapt, din ceea ce vorbiți voi, din ceea ce voi ați prevăzut deja bani în bugetul local, oricum deja eu înțeleg că se avansează pe anumite lucruri, pe domeniu, casă, de cultură. Corect eu înțeleg. Deci să avansează, deci nu e problema. Ok, corect, asta e prima întrebare. A doua întrebare așa mă întreb. Din ceea ce cunosc eu, iarăși, o să rog colegii care cunosc mai bine proiectul care a fost depus, unde a depus și așa mai departe în finanțare, iau următoarea întrebare, pentru că fix aceeași vă spun este și în alte localități. Ce se întâmplă din multe ori? Noi avem un proiect, fie numai pe apă, fie numai pe canalizare, depus pe finanțare. Și ce se întâmplă? Din proiectul acela, se face strict apa sau strict canalizarea, desigur, s-a șterge înapoi asfaltul tot cum trebuie, se recuperează și după asta mai venim încă o dată, tăiem asfaltul și săpăm tot în același loc încă o dată și punem canalizare sau punem apă. În contextul ăsta, eu mă gândesc că ar fi bine să vă gândiți ca să derulează lucrările împreună cumva, ca să nu se primească că folosim ineficient banii. Asta e primul lucru. Deci, așa spun, gândiți-vă prin prisma când vă setați prioritățile ca să vă faceți proiectul ăsta încât să împușcați doi iepuri dintr-un singur ploi, știți vorba aia. Al doilea lucru vreau să vă întreb. De ce v-am întrebat mai devreme despre itinerant? Analizați, vă rog, foarte atent. Dacă mai să vă propuneți, faceți un itinerant pentru transport public. Ar fi greșit ca să facem un itinerant, să deschidem o rută și după asta să ne dăm seama că drumul nu e calitativ și trebuie făcut drumul. Și după asta să ne mai trezim încă și mai mult, că de sub noi apă și canalizare. Deci, cumva, gândiți-vă și în contextul ăsta. Eu vă spuneam, noi nu am venit să vă învățăm, dar vă dăm o idee ca dumneavoastră să țineți cont atunci când luați voi decizii la nivel local. Pentru că noi să ne respectăm așa cum ați luat voi. Autonomia locală spune, voi ați decis, noi ne-am luat atât. De ce? Uitați-vă prin prisma asta. Acum, eu vă spun. Eu mă bucur că avansează lucrurile pe Casa de Cultură. Aici ne-am deja, cum dumneavoastră vedeți, unul vede primordial o abordare, altul vede alta, asta e problema voastră locală și noi nu o să intervenim și nu, nu știm, noi ca Consiliul Municipal. Deci asta voi decideți prioritățile la local. Dar totuși mă bucur că avansează și pe dimensiunea asta și pe Casa de Cultură. Eu vreau să vă invit, dar cum ați mergeți? Da, îți mergeți, neapărat să-ți mergeți. Nu știu să mergeți. Da, și spuneam. Să-mi spuneți mie, dumneavoastră, așa, ca bărbat. Să intrați și să-mi spuneți, e suficient ca să faci gazificarea cu un cad păreții? Noi am calculat undeva. De la punctul care am adus noi apa la Dușe. Mă repet. Și lucrător. Nu, 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 n
proiectele, doar trebuie ajustate. Doar trebuie ajustate. Aici, colegi, iar și ați experiența colegi. Eu vă recomand să stați și cu alți colegi care deja au trecut pentru asta. Ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme despre proiectarea astfel încât să fie posibilă executarea pe secțiuni, asta e foarte pertinent. Și vă spun de ce. Au fost în alte localități, în alții vorbii, vă spun ca și dumneavoastră, unde au fost situații în care primăria și consiliul local au decis să execute un anumit quantum de lucrări, ținând cont de banii care au avut în buget. Au ajuns până la mahala sau strada, nu știu, independență de acolo, da? Și s-a terminat bugetul, s-a așteptat pentru anul viitor să duce la altul. În timp ce locatarii au spus să-s gata din contul lor personal să facă lucrările, i-a spus, stimată doamnă primar, stimați consilieri, dați-ne voie, noi singuri ne facem, numai dați-ne voie. Proiectul este, noi știm multe, respectăm proiectul și mergem înainte. În cazul ăsta, încă și-a ușurat sarcina primăriei și a consiliului local, pentru că ei s-au făcut desene stătător. Și sau în alte regiuni s-au decis invers. Iarăși bugetul local nu permite integral, dar uite, noi o să contribuim parțial, voi contribuiți voi parțial. Nu, stai una, dacă eu mă dacă eu aș avea proiect analizare și avea duc, vedeți-mă, dacă noi intervenim cu 1 milion, 2 milioane, ieșim în fața societății și le spunem, mami buni, noi avem doar 2 milioane, sunteți gata să facem o parteneriat împreună? Și eu cred că o să fie soluția și oamenii o să fie pentru. Eu nu înțeleg ce facem noi atâta demagogie, atâta populism, atâta nervi stricați pentru ce? Dacă aveți nevoie și de casa pentru și de canalizare, și de drumuri. Care e problema aici? Le luăm pe rând și mergem cu fiecare. Okay. Doamna primar, deci noi avem lucrul ăsta între trei de buget. Important să fie lansat proiectul pe aqueductul și canalizare. Dar iar și aici ajunge, nou proiect.